Bă, frate, acum că este foarte aproape să se oficializeze transferul lui Rale și Lira Nis, de la Rapid, am văzut că poartă de opinii. Și am tare m-a frapat din să se oficializeze în momentul în care vă anunța clubul. Că până atunci, na, știm cum sunt astfel de mișcări. Și l-au sunat unii, nu știu care, pe Mitică Dragomir, care are 90 de ani sau tare și probabil că... ce minte mai are Mitică la vârsta lui, n-a avut niciodată, dar în fine. Zicea că n-are caracter la Rishili. Dar nu știu dacă îl cunoaște Mitică. A vorbit de nepotul lui, într-adevăr, că, na, dacă te cheamă Dragomir, trebuie să fii și fotbalist. Eventual și la Național și la Rapid și peste tot ca și la noi. Dar nu știu că și-a primit să spun de băiatul ăsta, că n-a dat telefon, că l-a sunat. Bă, tată, mie mi-a spus Nichi Dumitru odată o chestie foarte tare. Pe Ronaldo nu l-a descoperit. Bă, descoperit Măsă și Tasu. L-au descoperit. Pe Hagi la fel. A descoperit. Și dacă l-a promovat Iosif, eu în Hagi și Lina l-am văzut jucând de acum 2 ani, mi-am dat seama că e altceva și se confirmă. Na, nu trebuie să joci fotbal ca să înțelegi un fotbalist este bun sau nu. Ei, și iată că acum s-au trezit unii. Eu nu știu ce creier trebuie să ai tu să-l sun pe mine, pe dragul meu. Aș vrea să le fac. Sunt curios dacă le-ar desface și ne facă pățână răstura. Cam ce-ar găsi în interior. Că n-ai cum să-l sun pe Nichi de Dragomir în 2022, n-ai cum să-l sun niciodată, dar în fine. Să mai vorbesc, să vorbească în ăsta de caracter. Ce caternic. Da, na. Ăștia sunt. Vorbeai deci de că n-are caracter, că nu mi-a sunat pe nu știu care, pe antrenorul de la juniorul, pe nu știu ce. Dacă băiatul ăsta de acum trebuie să stea sesuri pe toți. Ca și ala nu. Trebuie să sun, trebuie să mulțumești că da. Cu șpăguța, cu alea, dacă se poate, cu atenție, cu cafea, cu țigară, cu bere, cu asta. Nu-i mai sunați bătată pe ăștia. Vă faceți de râs serios acum. Pentru oamenii serioși, pentru ce? Știu eu, pentru publicul țintă, poate nu, da. Vă zic și eu. Rare și Lilie n-are datorie față de nimeni. Singura lui datorie este să joace fotbal. Și să nu-și bată joc de șansa care îi se dă dacă se duce la Nis. Că dacă eșuează și la Nis ca alții, aia e marea dramă, aia e marea problemă. Nu că nu-i mulțumește lui Mihai Iosif sau la președintele la junior sau mai știu cui visează Mitică Dragomir noapte, că nu poate dormi sau după amiază. Cam asta e.